Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni, să vă dau o veste, așa, că suntem între noi. A fost măcel la Casa de Bilete a Teatrului Mic, s-au dat biletele ca pâinea caldă la spectacolul cu același nume. Cu măcelul, da? Cu măcelul merge și noi înainte. A venit draga noastră invitată, Manuela Hărăbor, frumoasa noastră și talentata noastră actriță, să ne povestească când mai prindem și noi un bilet la următoarele reprezentații și, desigur, și despre alte proiecte frumoase în care este implicată. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație, tot timpul o bucurie și o plăcere. Asemenea, o bucurie și pentru noi. Așadar, piesa aceasta este foarte, foarte căutată. Pe 29 septembrie se joacă, da? Mâine. Da, mâine, mâine seară, din păcate, din fericire, da, da. E sold out. Da, aș putea spune că am pornit cu dreptul cu acest proiect și ne bucurăm foarte mult pentru că, dincolo de faptul că este un text magistral scris, a fost o bucurie fiecare zi de repetiție și pentru mine cu atât mai mult pentru că m-am întâlnit la lucru cu niște colegi pe care eu iubesc și apreciez foarte mult. Sunt într-o continuă admirație, încă nu s-a oprit admirația mea pentru Andreea Grămoșteanu. Sunt parteneră pe scenă cu soțul ei, cu Marin Grigore, care este un actor fabulos. Cu mai tinerii mei colegi, Claudia Prec și Andrei Seușan, ei doi sunt căsătoriți și eu m-am simțit așa, într-un fel, binecuvântată că m-au lăsat să intru în interiorul familiilor. Și m-am bucurat foarte mult și am descoperit niște oameni extraordinar de buni, îi știam de pe scenă, știam că sunt cu toții actori foarte talentați, dar am descoperit niște oameni minunați și m-am bucurat enorm, enorm. Cred și oricum energia asta se simte, simte publicul, bineînțeles, da, da, da. Și o mare bucurie să vă vadă. Și lucrul la spectacol a fost fabulos, fabulos. S-au născut lucruri atât de frumoase și adevărate și suntem încă într-un proces, noi așa funcționăm actorii, spectacolul niciodată nu este gata 100%, da, în momentul în care ieși pentru prima dată la rampă în fața publicului. El se naște în fiecare seară cuprinzând și energia asta care vine de dincolo de rampă și de asta e un spectacol viu, tot timpul așteptăm să vedem reacțiile oamenilor și să ne pliem pe reacțiile oamenilor. E un proiect minunat, sunt absolut recunoscătoare că, iată, la vârsta mea am avut șansa să mă întâlnesc, adică la 20 cu așa de o scritură ani în teatru. Cum este Andreea Grămoșteanu acolo în rol de regizor? Ea este modestă, n-a vrut să-i se spună regizor, preferă să spună că este coordonatorul acestui proiect, așa. Cum e să, păi să lucrați cu ea? Oamenii valoroși, în general, sunt modești, pentru că acolo unde modestia nu-și mai are loc, înseamnă că ceva a lăsat loc ca această modestie să dispară și să fie înlocuită cu altceva. Eu îți spun că am lucrat cu Andreea la fel de bine sau poate câteodată chiar mai bine decât am lucrat cu un regizor consacrat, pentru că este foarte atentă la nevoile noastre, pentru că vine din același mediu. Și este foarte proaspătă, este foarte proaspătă și a avut așa o dorință extraordinară de a fi surprinsă la rândul ei de lucruri care se nășteau atunci în ziua repetiției. Și practic aceeași gândire pe care am avut-o ne-a unit și s-a creat un liant între noi. Și spun, deci nu sunt vorbe mari, sunt de unde eram într-o admirație totală, pentru că mi se pare o actriță fabuloasă. Este, într-adevăr, am descoperit, iată, rând pe rând și alte valențe. Valențe. Da, da, așa este. Dar hai să vorbim și despre personajul, da, dumneavoastră interpretat acolo în Măcel. Dacă să dăm așa un pic din casă. Personajul meu este atât de bine scris și atât de bogat în stări, în sentimente. La început ea apare cu o mască de mare doamnă și o eleganță extraordinară, vine oricum dintr-un mediu
social mai high class, mai așa. High class, da, da, da. Ca până la urmă să-și pună efectiv poalele în cap și să recunoască de fapt ceea ce toți ajungem să recunoaștem la un moment dat dacă suntem puși într-o situație limită, că viața nu e roză ca o roză și că ceea ce afișăm noi în public nu este poate deloc deloc e o mască pe care o afișăm. Nu este, da, aproape cu ceea ce e de în fapt interiorul acolo, nostru. În interior, da. Și practic în spectacolul ăsta, de asta e frumos că se devoalează de fapt niște personalități, niște suflete, își scot măștile și până la urmă sunt așa cum sunt, cu fericirile, cu nefericirile lor, cu frustrările lor. Gândește-te că sunt niște cupluri căsătorite de niște ani de zile, da, cu copii, cu probleme, orice ce afișează în public n-are nicio legătură oricum, cu ceea ce trăiesc acolo și de fapt cred că asta este drama de societăți în care trăim. Societăți în care da, trăim, da, da, pentru că e clar că aceste cupluri cu problemele lor au corespondent în realitate și sunt sigură, da, că spectatorii se vor regăsi poate total sau parțial în situații absolut, de acolo. Absolut, este o comedie pe munchie de cuțit, este o comedie cu accente dramatice. Cea notă comică se naște din niște situații absolut tragice, dacă stai și te gândești. Spectatorul când râde amar, cu așa, nu? Se o lacrimă un pic, în colțul, da, ochiului, pentru că dacă este absolut sincer cu el însuși, își dă seama că lucrurile nu sunt atât de simple și nu... Mie îmi place genul ăsta de spectacol, nu pot să spun. Pentru că intră în profunzime. Foarte mult pe, da, genul de comedie care e bazat doar așa pe o hăhăială de la început până la sfârșit, comic de situație și... Și mă regăsesc în genul ăsta de comedie. Uite, joc de 2 ani de zile Gaițele, o comedie fabuloasă scrisă de Chirițescu, în care de fapt acolo vorbește despre drama unei familii. Adică nu poți, nu, o Aneta Duduleanu care își pierde copiii, adică nu, și totuși situațiile sunt hilare la un moment dat, dar bazate iarăși pe acel tragism care stă la baza vieții. Așa este, uite, când ne-ați făcut poftă de teatru și noi împărtășim această dragoste pentru tot ce se întâmplă acolo pe scenă. Trebuie când să ajungem atunci, trebuie păi să da, anunț ajungem datele de spectacol, da, pentru că oamenii trebuie să se grăbească. Sala din Gabroveni, acolo unde jucăm Măcel, este destul de mică și dacă vor să vadă spectacolul 1 octombrie, să-și cumpere bilete pentru pe 8, 14 și 30 octombrie, sunt cele 3 reprezentații pe luna octombrie, și să se grăbească. Le pot cumpăra online, le pot cumpăra direct de la casa de bilete, dar să se grăbească pentru că, uite, ieri am vrut să-mi invit doi prieteni și n-am avut. N-am de unde, de unde să vă dau dacă unde, nu da, mai am. Da, da, da. Mergeți și la Gaițele, nu? Și la Gaițele, uite, Gaițele jucăm acum pe 3 octombrie la București și în București mai avem o reprezentație, pe 3 octombrie jucăm la Teatrul Național, la sala Ion Caramitru și pe 25 octombrie jucăm în premieră la sala 9 de la Luceafărul, postul cinematograf Luceafărul, ulterior Media Pro și, mă rog, s-a renovat și s-a făcut acum o sală nouă de spectacol în București, ceea ce e absolut minunat. Cu Gaițele plecăm și în turneu, avem niște orașe care abia ne așteaptă. Sunt sigură. Da, e o lună foarte bună, foarte bogată și uite, luna începe bogată cu, în roade, nu uite, tot e toamnă. Luna începe cu ziua fiului meu, pentru 1 octombrie, ani, face 32 ani de ani la și ani, așa consider că primesc un cadou dublu. Să mă bucur și de faptul că de 32 de ani mi-a schimbat viața în bine și m-a făcut să zâmbesc în fiecare zi și să mă îmbogățesc. Și luna octombrie vine iarăși, uite, cu foarte multe spectacole și proiecte. Intru într-un spectacol nou la Teatrul Stella Popescu, Micul Prinț, chiar pe 1 octombrie, după ce suflăm în lumânări, o să plec la Ploiești, la Festivalul de Teatru pentru Copii Imaginario, unde vom juca Micul Prinț. Eu intru în rolul șarpelui, un personaj ademenitor, așa. Ademenitor, alunecos, da, 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 înțelept. Abia aștept, îmi place foarte mult să mă joc.
Și cu Micul Prinț, publicul din București se poate întâlni și pe 12 octombrie. Îl vom juca la sala Arcub din Gabroveni, colț în colț cu Teatru Mic. Deci poate să, deci să-și pot să ducă să-și ia bilete, da? Să-și cumpere biletele și, bilete și la Măcel. Nimic întâmplător. Da, da. Și mai aveți un proiect frumos în care ați fost implicată și de-abia așteptăm să apară, da? Da, 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 uite, chiar am început acum campania de presă cu filmul Enescu, Prințesa și Geniu, în regia lui Toma Enache. Poate vom ajunge și la tine în De-abia aștept, cu siguranță. M-am bucurat pentru că pe mine filmul m-a cam ocolit în ultimii ani și doar acum 4 ani am revenit așa pe platourile de filmare în filmul Rondul de Noapte în regia lui Iosif Demian, unde iarăși m-am întâlnit cu un personaj cu totul și cu totul neobișnuit de ceea ce am făcut până atunci. Joc rolul unei actrițe care e îmbrăcată în clown. Machiajul dura 2 ore jumate și a fost o provocare pentru că practic trebuia să comunic doar cu ochii. Și după Rondul de Noapte a venit invitația din partea lui Toma Enache să fac parte din distribuția filmului Enescu și m-am bucurat să mă întâlnesc din nou cu un personaj pe care îl iubesc foarte mult și cu care m-am mai întâlnit în urmă cu niște ani la Teatrul Metropolis, Regina Maria. De-abia aștept, de-abia aștept să vă vedem. Deci mă simt așa ca un copil care a primit dintr-o dată atât de multe daruri și stau și mă întreb de ce, că nu cred că am fost mai cu minte decât am fost în urmă Universul cu 5 ani faci. Sau cu 10 ani. Dar eu sunt de principiu că lucrurile bune vin și lucrurile în general se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, când sunt spre folosul nostru, când sunt... când suntem pregătiți și probabil că Dumnezeu mi-a răsplătit într-un fel așteptarea. Așa este. De ani de zile cumva... și că faptul că m-am axat foarte mult pe altceva. Da, și oricum ce e în interiorul nostru cumva se reflectă și universul cam știe ce face, ne dă ce este potrivit nouă la timpul potrivit, da. Și asta am constatat de-a lungul timpului. Wow, deci se anunță o toamnă minunată, bogată, da. În evenimente. Să ne lase oamenii ăștia care trebuie să ne lase, trebuie vedem să ne de lase. Treabă, că păi noi avem treabă multă și avem treabă, normal. Avem de bucurat oameni și avem de adus daruri. Cum a fost anul până acum? Uite, până mai sunt 3 luni, se termină și anul ăsta. Pentru mine a fost foarte bun pentru că am lucrat, uite, am avut repetițiile la Măcel, am filmat. Eu nu mai plec de mult urechea la ce se întâmplă și la ce mai bine anunță autoritățile. Deci am, nu că mi-am creat așa o platoșă, dar cred că la 54 de ani pe care îi am, sunt îndeajuns de înțeleaptă și am căpătat suficient discernământ ca să pot să aleg niște știri adevărate și unele umflate și unele chiar ieșite din comun și așa, care frizează în cele din urmă ridicolul. Deci știi vorba aia, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Ar fi de plâns, da. Cam genul ăsta de știri ne bombardează zilnic și încerc să-mi văd de treabă. Evident că la un moment dat, când nu mai rezist de atâta ipocrizie și minciună în jurul meu, mai îmi ridic glasul și mai spun câte ceva. Eu n-am fost niciodată o persoană comodă. Eu, în general, am spus ce am gândit și spun în continuare ce gândesc, cu orice risc, sunt berbec, asta e. Deci nu am cum să mă potolesc și să mă fac cu minte pentru că cineva mi-ar arăta un deget. Și sper că, sau chiar cred că asta e menirea mea, dacă am căpătat o oarecare vizibilitate, înseamnă că trebuie să dau ceva în schimb și celor care m-au adus. Așa este. Acolo. Și plus că ar trebui să ne îndreptăm așa spre frumos, că despre asta e vorba. Și ar trebui totuși, nu, în primul rând să ne îndreptăm spre frumos, pentru că lucruri frumoase se găsesc la orice pas, motive de bucurie avem de dimineața până seara, poate că suntem câteodată prea grăbiți să le vedem, dar cel mai important este să ne păstrăm discernământul și să ne folosim mintea pe care o avem și creierul pe care o avem, că face parte din noi, să încercăm să-l antrenăm și să încercăm să gândim cu mintea noastră, nu cu mintea altora care ne impun idei și își impun
punctul de vedere. Așa este, mulțumesc tare mult pentru prezență, bucurie. 8, 14, 30 octombrie, am reținut bine, Măcel la Teatru Mic, Cucuță la Casa de Bilete. Și 12 octombrie, Micul Prinț la Arcub. Ce frumos, la mulți ani încă o dată fiului. Și mai am un spectacol pe care vreau să-l anunț, un spectacol pe care îl iubesc, îl jucăm deja de 3 ani de zile la Teatru Mic, Vinovat, Nevinovat. Îl jucăm la Sala Media, la Teatru Național, avem reprezentații pe 7 și pe 28 octombrie. Perfect, avem Gaiți, avem Vinovat, Nevinovat, avem Micul Prinț, avem Măcel, avem de toate și filmul în care vă vom vedea în rolul reginei Maria. Vă mai așteptăm cu mare drag aici între prieteni. Mulțumim tare mult, mulțumim frumos! Invitata noastră este pasionată de scris povești, dar și de ascultat poveștile altora. Și vă propune o provocare să vă scrieți propria poveste, să vă analizați și să vă conectați cu voi înșivă, descoperind și puterea de lac a poveștii. Vorbim mai multe cu Andra Samson, filolog, antropolog și lector la Fundația Calea Victoriei. Intrăm așa un pic în acest frumos univers al poveștilor chiar acum. Bine te-am găsit, Andra! Mulțumesc pentru invitație. Povestim așa, deci, dacă e să ne gândim, cu toții am avut așa, cât un impuls poate, să ne scriem propria poveste, nu? Doar că poate că am stat pe gânduri și ne-am gândit, măi, dar de ce sunt eu special? De ce ar trebui să încep să-mi scriu povestea? Dacă e să mă uit la alți oameni, poate că ei au povești mai interesante ca a mea, oare o să fiu plictisitor? Și așa mai departe. Cum facem, în primul rând, curățenie în toate aceste gânduri și cum identificăm cumva un șir narativ? De unde începem povestea? Multe întrebări și foarte bogate. Da, o să încerc să navighez un pic printre ele, dar cred că aș începe cu câteva invitații către aceia care își doresc să-și aștearnă povestea personală. Mai întâi, aceea de a avea încredere în ei. Pentru că ideea asta de a fi mai special sau mai puțin special, de a avea ceva de spus sau mai puțin față de alții, cred că e un mare sabotor. Și atunci, din start, creează un blocaj, e păcat, se irosește foarte mult timp, când în realitate poate că sunt foarte multe lucruri care n-au ieșit la suprafață și merită să iasă la suprafață, chiar și pentru pur și simplu întâlnirea cu noi înșine. O a doua invitație pe care aș lansa-o este aceea de a-și oferi acest dar. Până la urmă, a te întâlni cu tine se poate face și în maniera aceasta, în a scrie despre tine și recitind să poți să vezi o fațetă pe care, dacă n-ai fi scos-o pe hârtie altfel, nu ai fi cunoscut-o. Și e un tip de întâlnire foarte interesantă, care invită de cele mai multe ori la reflecție, la autoreflecție, în sfârșit, la câteva procese, poate chiar introspective, în a pricepe un pic mai mult ce am vrut noi să spunem despre noi înșine, în maniera aceasta. Și mai e ceva, aș zice eu, și poate acesta ar fi un al treilea aspect, nimic greșit. Deci a te așterne într-o poveste în care spui foarte multe lucruri pe care simți să le spui despre tine, nu lăsă spațiu de greșeală, pentru că e vorba de cine suntem noi și dacă simțim să exhibăm această poveste pentru că are de spus multe despre noi și poate ajuta și pe alții, de ce nu? Dar aici aș mai face o oprire. Această scriere personală nu trebuie neapărat să fie cu miza aceasta a publicării sau împărtășirii cu altcineva. Cred că poate dacă ar fi să aleg unul dintre cele mai importante lucruri, realmente esențial, este acela de a ne da voie să scriem pentru noi înșine, pentru primul dar de a ne oferi nouă poveste. Plan secundar, sigur, la un moment dat ne putem gândi că putem să împărțim povestea cu un public mai larg. Dar până acolo, cred că etapele astea trebuie parcurse, mult, nu? Da. Și cum facem? Cum scriem? Scriem pur și simplu ce ne vine în minte sau urmăm, nu știu, anumită cale? Adică o scriem ca un jurnal sau în ce fel? Bine punctat ideea jurnalului. Jurnalul este una dintre metodele cele mai îndeaproape, cele mai cunoscute, poate cele mai folosite și care oferă, zic eu, un dans cu noi înșine în dublă perspectivă, pentru că ne permite o reîntâlnire cu noi, acela, aceea din trecut,
Și totodată un soi de întâlnire proiectivă în viitor, pentru că sigur că putem formula diferite, nu știu, dorințe, planuri, proiecte pe care le avem într-un prezent din care scriem jurnalul, până la urmă lansând și eventual semințe care exact, să vedem dacă nu se știe niciodată, da, cresc între timp, în acel viitor din care, iată, ne uităm apoi în trecut, dar are rolul ăsta. E una dintre metodele cele mai bune, sunt notații zilnice pe care le facem și care are darul de a fotografia un moment care, în realitate, odată pierdut și nenotat, se pierde. Da, da. Nu complet. Și asta e o altă metodă prin care putem, alături de jurnal, să ne întoarcem către noi înșine, aceea de activarea memoriei. Dacă nu notăm lucrurile astea, dintr-un viitor nu ne întoarcem decât cu ajutorul memoriei, numai că e o construcție aici, care ne poate și păcăli. Nu e neapărat un lucru rău, dar trebuie să fim atenți la felul în care, prin ajutorul memoriei, recompunem, ca într-un puzzle, un episod, un eveniment, a cărui însemnătate nu stă neapărat în, acuratețea cu care le reînviem, aș spune eu, în actul acesta al scriturii personale, cât în într-un soi de deconstrucție care ne permite, de fapt și de drept, să ne așezăm mult mai coerent cu propriile noastre evenimente prin care am trecut. Oferă această coerență, dacă vreți, a unor fapte care se leagă, poate, într-o înțelegere mai profundă. Și atunci, în felul ăsta ajută mai degrabă, nu neapărat pentru captarea în tocmai a unui eveniment care, sigur, odată trecut nu mai poate fi recompletat identic. Apropo de asta, vorbeam cu o prietenă zilele trecute care cumva ținea un jurnal, a dat peste el întâmplător, îl rătăcise pe undeva prin casă și a descoperit niște lucruri pe care le scrisese acum 3 ani, de exemplu. Nu s-a mai gândit la ele, le-a scris acolo pur și simplu și ca să vadă că i s-au împlinit aceste lucruri în prezent. Cumva, apropo, despre acele semințe era vorba, nu? Că nu suntem conștienți decât în momentul în care poate privim un pic în urmă la ce s-a întâmplat. Dar uite, ca scriitură și ca stil, trebuie să ne propunem ceva anume, trebuie să mă gândesc, eu am talent sau nu am talent la scris sau pur și simplu să las cuvintele să se aștearnă acolo pe hârtie. Aș face un pic diferența între scrierea creativă, care poate avea un sistem deja așezat la locul lui, cu un plan în minte, cu o intenție, cu o miză cu care scriem, și acest tip de scritură personală, care nu are neapărat toate aceste intenții, ci al cărui scop principal este acela de a clarifica, poate, de a pune sub o lumină aspecte care poate stăteau în umbră până atunci, de a ne reaminti anumite episoade sau fragmente din episoade trecute, de a ne explica sau de a ne pune din nou întrebări. Deci sunt două abordări destul de diferite, deși scrierea personală, sigur, folosește foarte mult din instrumentele scrierii creative. Și ca răspuns la de unde pornim, aș spune că scrierea personală e cumva mult mai eliberatoare. Nu ține neapărat de anumite tipare sau metode în sine, ci poate porni pur și simplu de la o idee care te frământă, de la un cuvânt, de la o imagine, de la o amintire și așa mai departe, punct din care ne permitem, ne dăm voie să aducem ceea ce simțim să aducem în momentul respectiv. Sunt poate și aspecte care devin ușor sensibile, către care nu ne ducem cu ușurință, pe care poate le ocolim și în regulă, pot aștepta. Pot face obiectul unei scrieri mai târziu, când suntem poate pregătiți să ne întâlnim cu noi în acel episod pe care l-am evitat poate o vreme. Dar așa aș distinge între cele două. Dacă totuși avem o poveste ce bate filmul, că unii dintre noi au trăit în această viață anumite evenimente care sunt demne de a fi povestite, cum facem să mergem la următorul nivel? Dintr-o poveste personală, așternută acolo în jurnalul nostru, să mergem cu ea spre publicare. Ce pași trebuie urmați? Da,
am nevoie de editor, n-am nevoie de editor, o scriu eu singură, mi-o corectează cineva, mai intervine cineva asupra textului sau cine știe care este procesul. Cred că răspunsul cel mai simplu este oricare dintre variantele da, menționate pot să funcționeze. E adevărat și cel al autopublicării care a prins în ultima vreme mult mai mult avânt și în sfârșit e o deschidere mult mai mare în zona aceasta. Cred că aici depinde foarte mult de fiecare și de intenția fiecăruia și până la urmă și de conținutul în sine, pentru că dacă e o astfel de poveste care e absolut ieșită din comun, poate face poate subiectul unei căutări, unui sprijin din partea unei edituri care să parcurgă textul respectiv, în sfârșit să aibă acel ochi critic. Ochiul critic, da. Da. Și care și împachetează lucrul acesta așa cum poate fi receptat de către public. Dar ambele variante pot funcționa foarte bine, în paralel, fără niciun fel de problemă. Cum este structura cursului de la Fundația Calea Victoriei? Ce descoperă cei interesați și când începe? Începe pe 11 octombrie și este structurat în 5 întâlniri, câte o întâlnire pe săptămână. E o formulă hibrid care permite și acelora care poate nu sunt în București sau în țară, cum s-a întâmplat de multe ori, să participe online, dar totodată oferă și experiența celor care aleg să vină la sediul fundației fizic, acolo unde voi fi și eu. Și atunci, în maniera asta dublă, parcurgem cele 5 întâlniri. Întâlniri care sunt structurate cu un suport teoretic care să fixeze poate anumite cunoștințe sau și eu informații care să ajute cursanții în structurarea și în și jalonarea acelor puncte pe care vor să scrie, dar foarte mult exercițiu practic. Sunt exerciții spontane pe care le facem în timpul atelierelor. Sunt și invitații de la o întâlnire la cealaltă, nu le spun teme, așa ceva secret, nu e o temă. Secret. Nu, dar glumez. Și ca manieră de a ne uita la poveste. Mai bine. Pur și simplu sunt invitații de a aduce ceea ce simt, sigur, în funcție de o sugestie de temă în jurul căreia să scrie. Și numai puțin sunt conversații, le spun eu. Nu le spun feedback, pentru că nu e despre așa ceva. Este un spațiu de întâlnire, e un tip de intersecție la care țin mult, este o conversație în jurul acelui text pe care cursanții simt să-l aducă, să-l însuflețească și să-l împărtășească, pentru că, sigur, îl citim. Nu ne critică nimeni, nu ne dă nimeni note proaste. Nu e despre asta. Nu e despre critică literară, nu e despre toate aspectele astea care pot îngrădi dimpotrivă. Acelea care fac să deschidă omul către dialog și către propria sa înțelegere asupra poveștii personale. Sună foarte bine și mulțumim tare mult pentru invitație. Te așteptăm cu bucurie din nou aici, între prieteni. Mulțumesc. Să ne mai povestești așa despre proiecte frumoase. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Iar acum, dragii mei, mergem la Sebi pentru că ne învață cum să facem pâine de casă. Îi furăm rețeta. Vă salut, prietenii mei gurmanți! Astăzi o să vă prezint o rețetă puțin diferită de pâine, o pâine cu lapte. În Spania o numim pan de lece, dar eu o să o pregătesc puțin diferit. Pâine cu semințe, un gust incredibil și ușor de pregătit. Haideți să vedeți cum o pregătim la noi acasă. Am pregătit toate ingredientele aici pe masă. 900 de grame de făină, 600 de mililitri de lapte, 2 gălbenușuri de ou, 10 grame de sare, 2 lingurițe, vedeți? 2 lingurițe de sare. Unt. Am pregătit 30-40 de grame de unt, o să vedeți, o să avem nevoie de el topit, o să vedeți când îl folosesc. Un cup de drojdie, 25 de grame, dacă aveți drojdie uscată, 8-9 grame. Și aici am semințe, vedeți? Semințe de floarea soarelui, semințe de mac, de susan, ce semințe aveți la îndemână, aia trebuie să le puneți. Haideți să vedeți cum încep. Prima dată, mi-au un castronel, nu mi-am încăput-o laptele aici și am mai lăsat aici, deci 600 de mililitri de lapte. Adăugăm aici aproximativ 100, așa, puțin lapte. Îi adăugăm drojdia, îi pun și puțin zahăr, doar să activăm drojdia mai repede, așa, o linguriță de zahăr, și îi adaug 2-3 linguri de făină, 2 linguri de făină, așa, 2 jumate. Le amestecăm, vedeți? Și acum îl las aici într-o parte, până își dublează volumul, 15-20 de minute, nu trebuie să își dubleze volumul, după care începem să frământăm pâinica.
Gata, am lăsat aici drojdia până s-a activat, s-a format maiaua, aproape că și-a dublat volumul. A început să prindă viață drojdia noastră și acum o adaug aici, în mijloc. Bun. Adaug sare aici pe margine. Adaug ouăle. Și laptele câte puțin. Bun. Las toate aici. Mă spăl pe mâini. Și cu mâna bine curată, prietenii mei gurmanzi, începem să frământăm aluatul. Fiți atenți cum îmi place mie să-l frământ, uitați așa. Înăuntru, în mijloc, vedeți? Din interior spre exterior. Așa. Și adăugăm lăptic. Așa. Vedeți? Întoarcem castronelul. Când s-a incorporat bine, mai adăugăm. L-am frământat aproximativ 5 minute până se formează un aluat. Hai să vedeți cum e, el este lipicios. Vedeți? Cam așa. Asta e densitatea. Între 600-700 de mililitri de lapte trebuie să folosiți în funcție de făina pe care o aveți. Și acum, fără să-l frământ mai mult, vedeți cum a rămas? Imediat mă spăl pe mâini și îl astup cu folie de bucătărie și lăsăm la prima dospire de aproximativ o oră, 50 de minute o oră, da? Da. Vedeți? Și să nu uit, eu îl introduc în cuptor și dacă cuptorul vă permite, lăsați lumina aprinsă. Astfel stă la o temperatură de 28-30 de grade, până își dublează volumul. Să vedeți ce frumos o să crească. Eu între timp trec să topesc untul, deoarece avem nevoie de unt topit și răcit. Da? Nu-l folosim în aluat, o să vedeți cum îl folosesc. Gata, vedeți? Untul s-a topit și acum îl las aici să răcească. Perfect. Și așteptăm să crească aluatul. Tu? Timpul a trecut, aluatul a crescut. Eu între timp am făcut alte treburi prin casă. Ia fiți atenți ce frumos a crescut. L-am lăsat 50 de minute în cuptor cu lumina aprinsă. Oh, ce frumusețe! Cum a schimbat acest aluat? Bun, acum ce este de făcut? Aici am luat un ou, l-am spart și l-am bătut. O să ungem pâinicile pe deasupra. Îmi pun puțină făină pe masă. Deci, oarece acest aluat este foarte lipicios. Ok. Și acum scoatem în așa fel să-l vedeți voi. Aluat, uitați-l. Oh. Foarte bine fermentat. Îi punem puțină făină și pe deasupra. Așa. Bun. Îl întorc o dată. Și acum o să facem puțin diferit de celelalte rețete de pâine pe care le-ați văzut voi și vă invit să vedeți toate rețetele de pâine din canalul meu. Am pâine integrală cu semințe, pâine cu drojdie puțină, fără drojdie, cum vreți voi, pâine turcească, pâine italiană, tot ce vrem. Și acum eu iau un întinzător frumos, că avem nevoie să-l întindem și dăm așa încet, fără să-l apăsăm prea mult. Așa. Ok. Dați așa să nu se lipească. Foarte important. Arată-i grosimea, vedeți, aproximativ de un centimetru, mai puțin de un centimetru. Încercăm să-l facem egal. Bun, acum ce este de făcut? Luăm untul nostru topit, dacă nu ajunge mai punem, și ungem bine aluatul. Astfel, semințele noastre se lipesc mai bine de el. Odată întins tot untul, luăm semințele, cum v-am spus, semințele care vă plac, care le aveți la îndemână, și umplem pâinica noastră. Uitați ce frumos! Ninge cu ceruri, ninge cu basme, se îmbrățișează, nu se opun, două iluzii, două fantasme. Este aluatul și semințele. Oh, ce-mi place mie aceste momente. Acum trebuie să o facem sul. Mai punem aici. Vedeți? Fac așa. Și aici o îndopăm. Așa. Așa. Hop. 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 Până aici totul corect. Acum haideți să vedem în ce tavă o să punem. Dacă vreți să faceți în tavă rotundă, o pâine rotundă, folosiți o tavă de la tort. Dacă vreți să faceți dreptunghiular,
o tavă de cozonac. Eu o să folosesc tava de cozonac. Dacă aveți mai înaltă, mai bine. A mea este cam joasă și prima dată o să ung bine cu ulei, să nu se lipească. Puteți să-i puneți și hârtie de copt, dar se coace mai bine fără hârtie de copt. Odată unsă bine tava, vă învăț cum să procedați. Ia uitați, luați măsura la tavă. În cazul meu, 3 degete. Vedeți? Nu o pun până sus, că aluatul să mai crească. Și acum, ce fac? Măsor 3 degete aici. Vedeți? 3 degete. Și tăiem la 3 degete. Alte 3 degete. Tăiem. Și așa o să procedăm cu toate. Luăm tava și așezăm pâinicile noastre puțin de invers. Vedeți? Nu le punem așa. Le punem invers. Opa. Una lângă alta. Și ultima. Bun. Asta o să facem altă tavă. Acum ce fac? Iau oul meu bătut și le ung pe deasupra. Pâinica noastră trebuie să aibă o culoare frumoasă când o scoatem din cuptor. Perfect, aici o avem pregătită și acum o lăsăm la ultima dospire. 30-40 de minute. O să o las tot în cuptor în timp să crească. Timp în care continui cu cealaltă. Bun. Am luat și o formă rotundă, am uns-o cu ulei, i-am luat măsura și procedăm la fel. 3 degete, tăiem și le aranjăm la fel. Au încăput la fix. Eu o să vă las scris sub acest video dimensiunile la tăvile mele, da? Op, mi-a înghețat mâna. Așa. Ce vă recomand? Tăvi mai înalte dacă aveți, pâinea o să se vadă mult mai frumoasă, o pâine mare, frumoasă. Trebuie să-mi schimb și eu tăvile, acum mi-am dat seama. Le-am dat cu ou și l-a dospit. Curățenie la locul de muncă, prietenii mei gurmazi. Pâinicile au crescut, ia uitați ce frumos sunt, au ajuns până la nivelul de sus și acum le introducem la cuptorul preîncălzit, 180 de grade de temperatură de sus și de jos, fără ventilație în cazul meu, și o să le lăsăm aproximativ 50 de minute. Eu să vă spun exact cât timp le-am lăsat. Haideți să vedem. În cazul meu au trecut exact 50 de minute, îmi iau mănușa și scot pâinicile din cuptor. Haideți să vedem ce am obținut. Pe cea pătrată și pe cea rotundă. Le las puțin să răcorească, după care le scoatem pe un grătărel. Între timp ce vreau să vă spun, 50 de minute, uitați-o în partea de jos a cuptorului, după cum vedeți, aici le-am lăsat. Și sunt sigur că sunt făcute. Am desfăcut-o, ia să vedem pe dedesubt, vedeți, este făcută frumos și pe dedesubt. Așa. S-au răcit puțin, n-ar fi plăcut să am mai mult timp la dispoziție să răcească de tot, dar am alte activități în bucătărie. Fiți atenți, tava prima oară, tava dreptunghiulară, 30 pe 11 pe 7 cm. Iar cea rotundă are un diametru de 19 cm. Vi le las și scrise. Haideți să vedeți. Vedeți, pe dedesubt s-a făcut. Și să trecem la momentul cel mai așteptat să probăm pâinica. O tăiem așa pe la... Ia, ascultați. Este foarte moale înăuntru. Wow! Ia uitați așa. Amortizoarele. Ia uitați-le. Bun. O tăiem și pe cea rotundă să vedem dacă este făcută. Extraordinar. Mai trebuie doar, cum am spus, să se răcească puțin. Vedeți? Cu asta spus, prietenii mei gurmani, probați această pâinică într-o zi de sărbătoare, într-o duminică la voi acasă. Mâncați-o cu drag în familie. Nu uitați unde v-ați aflat stăciuiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! O emisiune TV cu specific folcloric l-a lansat pe micul ecran, iar premiul de la Cerbul de Aur din 2003 a venit ca o încununare a talentului său. În prezent este director al ansamblului folcloric Plaiuri Băcăoane și cântăresc la diverse evenimente din viața românilor, iar noi vrem să aflăm povestea. Bun venit, George Cojocărescu, bine v-am găsit! Sărmâinele, bine v-am găsit și eu, povestea mea. Povestea mea este ca oricărui român, este încununată de succese, dar presărată cu foarte, foarte multă muncă. Este deopotrivă răsplătită prin aplauze, zâmbete, voie bună și nu în ultimul rând pecuniar, pentru că asta este meseria de cântăreț, ne hrănește. Dar are în spate nu doar foarte multă muncă, cât sârguința și talentul tuturor profesorilor pe care i-am întâlnit, tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit. Pentru că vrem, nu vrem, ar trebui să recunoaștem că de fapt noi suntem rodul șlefuirii societății în care trăim. Și cred că... iată, prin intermediul posturilor naționale de televiziune, intrăm în casele tuturor românilor pentru a aduce nu doar cântecul,
cât mai ales mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la realizarea noastră artistică. Așa este și cred că aveți acolo în suflet oameni cărora le sunteți recunoscători pentru ceea ce sunteți astăzi. Ne-ar trebui 2 săptămâni de emisiune să pomenesc numele tuturor celor pe care i-am întâlnit în viața mea și care au avut un cuvânt de spus, pentru că chiar și de la femeia de serviciu sau de la taxatoarea de bilete, eu am prins taxatoarea de bilete. În fundul autobuzului, am avut câte ceva de învățat. Am învățat de la oameni care par la o primă privire neînsemnați, nu, dar ei sunt plini de înțelepciune, plini de atenție, te cântăresc cu cel mai aspru, cum spun eu, jurământ, știți? Nu trece nimic neobservat. Și dacă, mai ales în mediul de astăzi, nu l-aș detesta sub nicio formă, sunt oameni care reușesc să se ascundă sub masca televiziunilor și așa mai departe, când ești față către față, nu prea poți păcăli. Și dacă eu am supraviețuit câțiva ani buni fără televiziune, pentru că mi-am propus așa să nu mai apar, este tocmai pentru că mi-am făcut foarte, foarte bine treaba și oamenii m-au simțit, în primul rând, sincer. Sincer, da. Apoi restul calităților sau defectelor le avem cu toții și contează mai puțin. Oricum, nu eu sunt cel care trebuie să vorbesc despre mine la modul pozitiv. Eu semnez doar autocritică. Vreau să arăt telespectatorilor această carte pe care mi-ați înmânat-o astăzi. E mulțumiri tare și mi-ați dăruit-o. Vă mulțumesc frumos. Pasionat de etnografie și de folclor, vreau să știu așa. Cine v-a sădit această dragoste acolo în suflet și ce vom regăsi aici în paginile acestei cărți? Și cum culegeți toate aceste informații? În paginile acestei culegeri veți regăsi câte ceva din înțelepciunea moldovenilor și în special a băcăoanilor, pentru că tot ce am adunat, am publicat în aceste mici culegeri sub formă de fascicul, încercând să cuprind folclor doar dintr-o anumită zonă, pentru a nu amesteca și crea un talmeș-balmeș, așa, general, multe despre nimic sau nimic despre tot. Cine mi-a sădit această pasiune? Bunicii, pentru că ei mi-au semnat copilăria, atât la munte cât și la șes. Am avut bunici la munte și bunici la șes. Am prins, adică sunt unul dintre binecuvântații oameni care au prins încă acel colin tradițional, am prins hora satului, am prins balurile sătești și n-ai cum să te rupi de chestia asta. De cordonul umbilical ia ca te rupi la naștere, dar de rădăcinile care sunt sădite până în măduva ADN-ului, dacă pot folosi această expresie, n-ai cum să te rupi. Asta te urmărește ca o vrajă, ca o binecuvântare. N-aș numi eu un blestem, dar cred că este o sarcină și o datorie a tuturor, da? De a săpa mai departe la temelia acestui neam cu foarte, foarte multe lucruri frumoase, cu foarte, foarte multe lucruri interesante. Și cred eu că românul nu și-a spus nici pe departe ultimul cuvânt, dar mi-te primul. Și cred că mai sunt terenuri în care se poate săpa și se pot aduna valori care să zidească și să arate despre români că sunt un neam frumos, înțelept, harnic, de ce nu? Nu sunt toți oamenii puturoși. Sper ca această carte să ajungă acolo unde trebuie și să rămână peste ani și să o răspăiască generații întregi. Am avut o lansare interesantă în Bacău, lansare la care m-au onorat oameni de cultură locali și vedete naționale, aș putea să spun, oameni care au apreciat pentru început efortul de a face astfel de lucruri, ulterior, după lecturare, pentru că nu poți să-ți dai cu părerea despre o lucrare înainte să o lecturezi. După lecturare chiar m-am bucurat să aud profesori universitari citând câteva rânduri care li s-au părut interesante la momentul respectiv. Cum vă alcătuiți repertoriul? Apropo de cules, se mai culege așa ca înainte? Da. Repertoriul muzicii populare are multe surse. În primul rând, folclorul. Muzica populară și are rădăcinile în muzica folclorică.
dar el poate să fie deopotrivă și creația unui autor. Pentru că, în general, sau vorbind în general despre creație, nu există ceasornicar, vorba lui Kant, că toți stăm pe Kant. Așa este. Ori folclorul are doar acea calitate sau defect că nu îi se cunoaște autorul. Uh-huh. Există muzică ce este creată și are în spate un autor deja cunoscut, care își înregistrează piesele la tot felul de organisme care se ocupă cu așa ceva. Exact. Și nu în ultimul rând, cu modestie sau fără modestie, am și eu câteva semnate, atât muzică cât și text. Uh-huh. Muzică populară, colinde sau romanțe mai puțin, dar să știți că am fost în finală la Crizantema de Aur cu o romanță creată și semnată George Cojocărescu. Ce frumos, ce frumos. Și dacă, uite, ne-am întreptat așa spre muzică, mai am un album dintre, aici. Unul dintre albumele care m-a făcut mai cunoscut în zonă, poartă un nume foarte frumos, Sunt Fecior de-a lui Ștefan. Uh-huh. Adică suntem moldoveni, noi moldovenii ne mândrim cu această calitate. Ne mândrim cu istoria Moldovei și cu ceea ce am devenit prin unirea cu țara românească și, nu în ultimul rând, cu Transilvania. Ne mândrim cu calitatea de români și cred eu că celelalte cântece care întregesc această colecție pe care dumneavoastră ați primit-o aduc bucurie în anumite momente celor care au timp și plăcere să asculte, aduc satisfacție, nu în ultimul rând și personal, pentru că este o încununare a unei activități, un album. Eu nu am spus niciodată albume comerciale, să scot volumul 1, volumul 2, volumul 3, nu, așa ceva. Ca să iasă la numărătoare, așa, nu? Nu, sub nicio formă. Eu am cuprins în albume ce am găsit mai de preț în sufletul meu. Atât am putut, atât am făcut. Nu fac bravură din modestie. Sunt oameni mai talentați care au reușit mai mult. Cu atât mai bine lor și nouă, cu atât mai bine, avem ce asculta. Dar eu nu am făcut treaba de la calitate și nici nu cred că mai am timp. Vreau să vă întreb așa despre piesa pe care o să ne-o cântați în minutele ce urmează, M-a pus dracu să mă însor. Da, care e povestea acolo? Este un cântec satiric. Așa? Asta nu înseamnă că ar fi bășcărăgios, da? Sau mai știu eu. Nu, este un cântec satiric cules din folclorul zonei pe care eu astăzi, prin prezența în emisiunea dumneavoastră, o reprezint. Este... Versurile sunt puse pe un cântec tradițional, Hora pe bătăi, de la Podul Turcului din Bacău, așadar atât muzica cât și textul sunt folclorice. Nu este adresat sub nicio formă soției mele, pentru că pentru cei care mă cunosc îndeaproape sau din ieșirile mele în public, în mass media și așa mai departe, eu am o relație foarte, foarte frumoasă cu soția mea. Chiar consider că este o binecuvântare că Dumnezeu mi-a dat-o în față, mi-a arătat-o, pentru că... A așezat-o în cale, cum s-ar zice. Dar mi-a așezat-o pentru că eu pe soția mea am cunoscut-o la biserică, la un spectacol. Ei, în curtea bisericii, la o horă organizată de un bun prieten, devenit ulterior bun prieten, mi-am întâlnit soția, care venise și ia gură cască ca oricare altcineva de acolo, pentru că era... Ca Mirenii, știți cum. Ea era mult mai tânără decât mine și este mai tânără decât mine. Ne-am îndrăgit, ne-am luat. Avem un copil frumos pe care mă bucur foarte mult că îl prezentați în spate acolo. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Un copil venit cu foarte, foarte multă jertfă, dar venit din dragoste. Și când veni vorba de copii, dragii mei, pot să vă spun că indiferent câte greutăți sau câte semne de întrebare vor apărea în fața dumneavoastră, să nu renunțați nici când la ideea de a avea copii. Slavă Domnului, la noi când a venit Barza, o deșertat în curte tot coșul, darurile, tot coșul, iar copilul nostru ne-a umplut viața, curtea, ne-a umplut chiar și sufletul de speranță. Poate acesta este motivul pentru care eu îmi doresc să muncesc mai mult de acum încolo decât am făcut-o. Nu că n-aș fi muncit până acum. Nu, dar simți altfel în momentul în care ai un copil. Drag, acum vă fac o mărturisire. Mi-ar fi drag peste ani acest pruncușor, nu mai este pruncușor, este un copil. Da, în inimă, acolo, la tati, tot prunc rămâne. Mi-ar plăcea să se uite în spate și să fie mândră de tăticul ei. De asta nu fac rabat de la calitate, nu fac rabat de la
de la prestație, de la comportament. Știu că este greu și mai tentant să te să faci triptis în fața camerelor de la vedere. Prinde mai repede, probabil bănuții vin mai ușor. Eu mulțumesc Dumnezeu, am o casă frumoasă, am o curte frumoasă, am o familie frumoasă și cred că de acum încolo tot timpul mi-l voi dedica deopotrivă carierei de folclorist și de cântăreț și calității de soț și de tată. Pater familie. Este o binecuvântare. Eu mereu m-am lăudat la televizor. Păi și aveți și cu ce? Că sunt foarte, foarte bogat. Cum? Păi zic, da, în jurul meu, în ultimul timp, adică de vreo 15 ani de când sunt căsătorit, au fost mai mulți oameni decât în jurul tuturor colegilor mei. Și este cunoscut acest lucru în culise, da? În backstage. În backstage, da. Așa? Da. Se vorbește despre faptul că eu sunt un om foarte primitor. Asta este o binecuvântare. Casa se măsoară nu în metri pătrați, ci în numărul oaspeților care îți calcă pragul și care se ridică, așa cum spune țăranul moldovean, cu fărmătura în barbă. Și spun boda proste pentru masă. Este mare lucru. Păi vă mulțumim că ne-ați călcat și nouă pragul, dar nu pentru plecați de aici. De aici nu plecați până nu ne cântați. Te-abia aștept acel să vă ascultăm. Acel cântec, frunză verde de mohor, m-a pus dracu să mă însor și nevastă ca a mea nu mai are... Așa este, nimenea și vă mai așteptăm cu mare drag aici, între prieteni. Cu mare plăcere, vă mulțumesc pentru invitație și credeți-mă că a fost o onoare și este o onoare să particip aici la dumneavoastră în platou, alături de dumneavoastră, o prezență atât de agreabilă. Și permiteți-mi, pentru că sunt prima dată aici prezent, să urez postului de televiziune multă, multă putere de muncă, să faceți lucruri frumoase, pentru că astea vor rămâne și vor fi căutate în arhivă și peste ani, să aveți parte de rating, de public, de prieteni adevărați și, de ce nu, de succesul acela financiar, de care avem atât de multă nevoie. Doamne ajută! Nu mă refer la un câștig exagerat, dar mi-ar plăcea să știu că acest post de televiziune funcționează pe principii economice și tot personalul pe care l-am întâlnit și care este atât de drăguț va fi mulțumit, atât, știți dumneavoastră, da, atât patronii, cât și femeia de serviciu. De la mic la mare vreau să văd bucurie. Vă mulțumim tare mult, mulțumim frumos! Sunt verde din mohor, tererererererera, m-a pus dracu să mă-nsor, tererererererera. Și nevastă ca a mea, tererererererera, nu mai are nimeni, tererererererera. La găinul de mâncare, tererererererera, că nu știi câte are, tererererererera. Vaca nu mai vrea să o mulghe, tererererererera, că e frică să n-o împungă, tererererererera. Cruză verde din mohor, m-a pus dracu să mă-nsor, și nevastă ca a mea, mai are nimeni, bă! Fata mami mire nu că tererererera, mănâncă cum se culcă, tererererera, se culcă cum adoarme, tererererera, se scoală iar e foame, tererererera, hainele la mâncare, tererererera, unii în gura și-ai mare, tererererera, hainele la prășit, tererererera, nu pot m-am îmbolnăzit, tererererera, cruze verde din mohor, m-a pus dracu să mă-nsor, nevastă ca mea, mare nimeni e bă! Mândra mea poate balaie, tererera, tererera, și mai lucră la malaie, tererera, tererera, că șacu a făcut opu, tererera, tererera, dar nici unul nu s-o copu, tererera, tererera, ca partica, tererera, tererera, dar ce bani face e, tererera, tererera, albă ca borecele, tererera, tererera, poți să-i fi părecele, tererera, tererera, cruze verde din mohor, m-a pus dracu să mă-nsor, nevastă ca a mea, mare nimene, e urât de lui frumoasă, șădită, nu s-o angas, nici la treabă, nici la joc, dacă n-am avut noroc,